Financiar Urban SRL, în calitate de operator de salubritate, colectează selectiv deșeurile de ambalaje de hârtie, carton, plastic, metal, sticlă provenite de la populație după următorul program. Partea de sud a orașului Câmpulung, a doua și a patra zi de vineri din fiecare lună, include zona centru cu străzile Negru Vodă, Republicii Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab cu străzile Limitrofe, zona piață cu străzile Limitrofe, Sfântul Ilie, Elena Doamna, Alexandru Voievod cu străzile Limitrofe, cartier Mărcuș, șoseaua națională, cartier Apa Sărată, strada Grigore Alexandrescu cu străzile limitrofe, strada Mărăști cu străzile limitrofe, cartier Flămânda, bulevardul Ion Mihalache cu străzile limitrofe partea de nord a orașului, prima și a treia zi de vineri din fiecare lună include zona centru cu străzile Negru Vodă cu străzile Limitrofe, Istrate Rizeanu, Nanu Mușcel, Lascăr Catargiu cu străzile Limitrofe, Locotenent Nicolae Pop, Eremia Grigorescu, Cartier Grui, Strada Traian cu străzile Limitrofe, Bulevardul Ice Brătianu, Colonel Alexandrescu, Dr. Fălcoianu, Cartier Valea Româneștilor, Cartier Vișoi, Strada Alexandru Cel Bun cu Zavodă, Calea Pietroasă cu străzile Limitrofe, Calea Brașovului. Deșeurile de sticlă se vor colecta trimestrial din 3 în 3 luni și anume 30 martie, 29 iunie, 28 septembrie, 21 decembrie. Sacul cu deșeurile reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal, va fi scos la poartă de unde este ridicat de către angajații societății Financiar Urban. Persoanele care dețin deșeuri de echipamente electrice și electronice sunt rugate să le aducă la pubelele de culoare roșie amplasate în spatele primăriei Câmpulung sau la punctul de colectare amenajat în stația de transfer Câmpulung, rampa de gunoi din strada Nicolae Pop. Cetățenii Municipiului Câmpulung din zona Blocuri au obligația, conform legii numărul 101 per 2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, de a pune separat deșeurile, respectiv deșeuri reciclabile, hârtie, carton, container albastru, plastic, metal, container galben, sticlă, container verde, iar deșeurile reziduale în containere gri, din tablă, containere existente la platformele de colectare.